Povești pescărești. În data de 27 iulie la Petrila va avea loc un concurs de pescuit, iar după acest eveniment, pescarii vor putea să-și spună poveștile pescărești. Concursul, primul de acest gen din acest an, este organizat de către Asociația Pro Pescar. Se pare că anul acesta, după atâtea ploi, după atâtea zile potrivnice pescarului și celor care îndrăgesc pescuitul recreativ sportiv, ne-am hotărât, indiferent de timpul care va fi în data de 27, să facem un prim concurs în anul 2014, urmând ca lună de lună acesta să continue până în luna decembrie. Sigur, am împuternicit Comisia de Organizare a Competițiilor de Pescuit să se ocupe de acest lucru. Am stabilit un tarif de participare de 20 de lei, între care asociația oferă și un gulaș, așa cum am făcut de fiecare dată la edițiile precedente. Sigur, câștigătorii, primii trei câștigători, vor fi răsplătiți cu premii în diplome, în ustensile de pescuit, nade, omel. Organizatorii spun că oricine este binevenit la competiția pescarilor. Îi așteptăm cu drag pe toți. Nu contează că este mare, că este mic, că este începător, că este profesionist, să fie alături de noi și eu sper să creăm o atmosferă plăcută, o atmosferă frumoasă. Poate că drumul nu ne-a ajutat atât de mult și este un inconvenient pentru pesca. Dar să sperăm că în perioada următoare, dacă sursele financiare ne ajută, să putem să îndreptăm cât mai mult. Mă bucur enorm de mult că pe zona Petrila a început să ecologizeze după groapa de gunoi și poate că cei care fac această lucrare deosebită vor și amenaja puțin drumul pe zona Petrilei și ne va ajuta foarte mult și eu le-aș mulțumi. Mai mult decât atât, peștele prins în cadrul competiției va ajunge din nou în lac, urmând ca pe viitor asociația să populeze balta cu încă 3 tone de pește. Lacul are potențial și în același timp vrem să-l și dezvoltăm foarte mult. Pe lângă acest lucru, sigur, vrem să și facem mult mai cunoscut acest lac, să-l mai populăm cu 3 tone de pește acum în toamnă și, într-adevăr, cei care vor veni pe lacul Pro-Pescar să se simtă bine, să se simtă cu adevărat în oricare zi în competiție. Am dat drumul în totalitate la pescuit pe lac și pentru membri și pentru nemembri, existând un tarif de pescuit pe zi sau jumătate de zi aprobat de către adunarea generală, fapt pentru care vrem ca să dezvoltăm acest lucru, mai ales că suntem și asociația care am primit licența de pescuit și acvacultură în data de 16 iunie. Avem toate actele, toate datele necesare și membrii noștri și oricare dintre membri pot pescui pe lacul Pro-Pescar 365 de zile din 365 de zile. Pentru concurs se va putea pescui cu 2 undițe, una la plută și una la fund, iar participanții trebuie să plătească o taxă de înscriere. Primele 3 rocuri vor fi premiate, însă toți concurenții vor putea degusta din gulaș.